Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou video. După 3 săptămâni de când am luat această mașinuță, cum îi zic eu, m-am hotărât să-i facem o prezentare, adică a trebuit mai întâi să o cunosc eu puțin ca să pot să vă zic câteva chestii despre ea. Bine, am învățat-o, mă rog, așa. Este un Can-Am Maverick X3 Turbo RR de 1000. XRC este modelul. Așa. Are 800 și ceva de kilograme, am cântărit-o cu full-ul făcut 860 de kilograme, are 40 de litri de benzină, 200 de cai putere. I-a schimbat cauciucurile față de cum a venit ea, a venit cu niște cauciucuri de piatră, din câte am înțeles, mă rog, erau mai de stradă așa și nu prea agăța. I-am pus niște cauciucuri de la Maxxis, carnivor se numesc, mult mai cramponate, acum urcă mult mai ușor. Așa, haideți să dăm o tură pe lângă ea să vedeți puțin. Este dotată cu suspensii de la Fox, cea mai șmecheră suspensie la ora actuală din punctul meu de vedere. Între timp, după ce am luat-o, i-am pus lunetă, închideri laterale, urmează să vină și parbrizul, dar mai durează ceva până o să ne ajungă și parbrizul, că e cu ștergător cu tot. Așa, mașina este 2x4, normal când mergi cu ea, are 4x4, are blocabil pe față, cam așa arată interiorul. Are sistem audio. Pleacă direct pe modul sport când o pornești. Deja am reușit să fac 812 km cu ea. Are centuri în 4 puncte ca la curse. Scaunele sunt tot așa scoică, sunt super confortabile. Oricum mașina este foarte confortabilă. Așa, sistemul audio, cum v-am spus, este rezistent la apă. Aici avem boxele, are tweetere în bord, subwooferul este jos aici, castofonul. Așa, închiderile le-am strâns acum, sunt dintr-o prelată, nu știu exact ce material este, le-am strâns pentru că dacă n-am parbriz, nu pot să merg cu ele așa. Și nu știu ce să vă mai zic, e dotată cu troliu, scut. Așa am luat-o, farurile full LED. Avem faruri full LED. Nu știu dacă se vede, dar fază scurtă, fază lungă pe LED. Telescoapele au reglaje pe gaz și în față și în spate. Este destul de înalt. Și bine, mă rog, mai multe aventuri le vedeți pe canalul meu de YouTube. Acolo vedeți cu urcări, cu mai multe vloguri ce am reușit eu să mai fac. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc că urmăriți videoclipurile mele. Nu uitați să dați like, share și subscribe.